Merce? Na nézd ide, hogy mit ígérnek ezek holnap utánra. Nézd ide, mínusz, mínusz, mínusz. Jön a fagy. Na, azt a csaj, am fogurost, de azt am fogurost, dar nu se poate mișca să se ducă în dreapta, în stânga asta, mai. Păi de ce nu merge? Că alalalte merg, poți să le plimbi în timpul mersului, poți să le dai dreapta, stânga. Oh, așa nu-mi place. Că se pot mișca asta din timpul mersului. Aha, de aici, uite, se poate mișca din timpul mersului, celelalte nu se pot. De screencast-o-maticul e mai bun. Nu, că dacă pornesc, de exemplu, așa, Facebook-ul și înregistrez pe Facebook. Nu? La mine, la ăsta, la rebusul meu. Trebuie să mai beau o cafea, nu? Azi e sâmbătă, azi am voie să beau cafea. Să beau două cafele. Uite ce fain am făcut. Vezi? Vezi ce fain am făcut. Uite și la, vezi la ăsta la Facebook, la pagina asta propria ta, îți arată câți îți vizitează. Vezi? 50 de oameni s-au uitat. Și dacă dau click pe ele, ce mi-arată? 50 de oameni și ce zice? Hoza asta? Ce e asta? A, nu-mi spune cum îl cheamă. A zice ce activitate. Dar nu-mi spune ce. Dar deci asta de copiat, așa, deci imaginea, pot să o mișc, nu? Dar și la celelalte programe n-am putut, mă. Hey, tomorrow! Mai, ce să facem de weekend? Că uite-te ce vreme e afară. Îngrozitoare de urâtă. Despre ce să povestim? Despre ce să vorbim? Ce să vorbim? Chiar mă gândeam, știi, că dacă aș fi, nu, aș avea partener și aș avea cu cine să povestesc și să tot spun ce am de spus și ce gândesc, ce ar fi după un moment, după un anumit timp, știi, să te obișnuiești și știi ce face omul? Caută pe altcineva. Deci se plictisește de un om. Și nu pornesc de mine însumi, că cineva a spus așa că în mogodbolindu-l schi, că pornești din tine însuți, deci gândirea ta nu e aceeași cu al tuturor oamenilor. Deci tu, de în moment ce asemenea lucruri afirm, că te plictisești și te duci la altul să-i povestești, nu e adevărat că sigur că este la un moment dat așa un fel de mai interesant cu un alt om, să zicem, să vorbești, dar nu cred că mi-e caracteristic mie. Dar mă gândeam că sigur asta îmi lipsește să am cu cine să discut și bine, chestia este că nici nu poți cu oricine, mă. Cu oricine nu poți, mă. Fiecare om se potrivește cât de cât cu altul. Deci nu am zis că perfect. Niciun om nu se potrivește perfect cu altul. Dar sunt oameni care nu au un subiect de povestit. Să zicem că, sigur, primele 3 săptămâni e interesant că unul la altul își povestește cât de cât viața, dar după aia atunci, după 3-4 săptămâni, se vede că na, mai aveți ceva de discutat sau nu mai aveți, sau îl găsești pe celălalt interesant în dialog sau nu îl găsești interesant. Deci chestia asta e nasoală. Că numai după câteva săptămâni îți dai seama
Și mai ales să zicem cum am fost eu, că am stat pe, că una e să stai permanent 3-4 săptămâni cu cineva sau că te întâlnești câteva ore la sfârșit de săptămână. Deci, aia e o prostie. Eu, în orice caz, am fost tare bulversat de ultima mea prietenie. M-am întors pe dos, eu acum de-abia îți dai seama, imediat fac anul, mai am câteva zile și am un an de când m-am despărțit și eu încă tot sunt tare, tare bulversat, adică întors pe dos, mai nu mai mă regăsesc în viața mea. Deci atunci când m-am făcut legătura aia, mă liniștisem, știi? E trecuse vreo aproape 2 ani că nu am avut treabă cu femei, cu partenere, și mă liniștisem și m-a întors pe dos relația asta. Și că nu-i băga urechile în deget. Mai, nu-ți mai băga urechile în deget, mă. Deci, uite ce ăsta am. Ce, cum îl cheamă, ciotilifon am, vezi? Uite, mai ce telefon. Dar nu-mi place, mă, știi de ce? Cu telefonul ăsta mă trezesc într-una că se autosalvează programe, deci singure se pun sus programe pe care eu nu le-am ales. Deci are Samsung-ul, că marca e Samsung, Samsung-ul singur își face de cap și își pune programele sale. Ceva nesimțire curată. Eu, știi, întotdeauna de aia zâmbesc așa, pentru că mie îmi place cu părul lung, știi? Și câte gagice am avut, toate vor vrut să mă tundă, dar de ce nu le-a plăcut părul lung, nu știu. Nu știu. Am avut gagice prea tinere, știi? Și gagicile astea mai tinere au fost cu moda aia mai veche, știi, când deja cam prin 1995 deja s-a purtat păr scurt, mă. 95, atunci probabil că ele au rămas cu... Oricum zice că mă îmbătrânește părul lung. Nu se poate că să mă îmbătrânească. Uite, iese soarele, lei. Uite. Dimineața am dat alarma că va fi fric, dar bine, fric va fi că uite ce tare bate vântul, vezi? Bate tare vântul, că se vede și acolo afară pe bradul ăla că bate vântul tare. Am furgăsit niște programe din astea faine pentru ca să copiez tot ce vezi pe monitor, știi? Și unele se pot mișca, știi că dacă nu toată imaginea o salvezi, ci îți decupezi numai o bucată din ea, deci în mijloc, să zicem așa, un dreptunghi, dar ai mai vrea să o miști în dreapta, în stânga, în timp ce înregistrează și nu se poate. Deci astea care sunt de la programele de editat video, nu se poate să miști în dreapta, în stânga, copiatul ăla, dar la screencast automatic se poate. Măi, ceea ce am vrut eu să spun, ca să spun jos din sufletul ăsta al meu, este aia că, într-adevăr, știi, greu, greu am picat la loc după ce m-a bușit prietena asta, a fosta mea prietena, tare greu mi-am revenit. Încă și acum sunt tare, tare afectat, pentru că eu n-am mai pățit așa ceva ca să am eu o relație atât de strânsă cu cineva și acel cineva s-a pus și simplu să mă șteargă. Sigur că în timpul relației am simțit că nu e sinceră, că nu e sinceră. La un moment dat nu m-a mai înghițit și n-a știut cum să se scape probabil de mine. Nu m-a înghițit pentru că, nu știu, și eu am fost un pic poate dur. Am fost și eu dur. Nu știu. Îmi caut greșelile. Eu toată viața mea am avut de suferit din cauza aia că am fost prea bun.
Just one sincer. Eu, din cauza aia am suferit, adică sufer la ora actuală și sunt în situația în care sunt, pentru că am fost prea bun. Eu am fost cu înțelegere, eu am înțeles pe cei din jurul meu cât am putut. Sigur să zicem că probabil am fost un pic cam sever cu fiul meu, pentru că asta sigur e un lucru pe care nu prea pot să o destăinui așa public. A făcut fiul meu niște greșeli mari și eu am fost sever și l-am dat de lângă mine. Deci când am plinit 21 de ani aproape, atunci am zis separat, nu mai stai cu mine. Dar nu știu de ce am povenit de asta. A, că se zice că cu fiul meu am fost un pic mai sever. Dar rest cu oameni din aștia. Bine, și el, sigur că și fiul meu putea să ajungă bine cu mine dacă vorbea frumos, dar fiul meu nu știe să vorbească frumos. Pentru că fosta mea nevastă, aia întotdeauna a știut să, când a vrut ceva să obțină, a vorbit frumos cu mine și a câștigat întotdeauna. Da. Astea sunt ce mă apasă pe mine. Am bine, sigur că probabil că sunt afectat de ultima mea relație, că nici nu am chef să-mi caut pe cineva cu care să vorbesc mai strâns. Nu am chef să mai caut. Familie nu am. Bani nu am. Bine că am unde să stau.